Deci, dacă vreți să fie bun, clientul dumneavoastră nu poate să facă așa cu siguranță. Acum, în vorba lor, să schimbă. Noi trebuie să jucăm ce știm, ce putem. Sper că vreau să facă pe cifron, să fie de multe lucruri. Nu e important. Fiecare meci e capital, dacă mai vedem. Mai multe oportunitate. Ne pregătim, luptăm, sperăm să trecem mai bine. Toți avem atât de mult mai bun pe lângă trecută și dar de fapt mai bun. E frustrat, nu știu. Două faze fixe care ne-au cam pus capac. Jocul nostru nu a strălucit. Deși ocazie, cred că am avut câteva. Sperăm să nu se repete istoria și să știm. O lungă perioadă, de când am fost vine la sportul, de exemplu, 14 ani, cam așa de când n-am mai lucrat cu dânsul. Dar mă bucur că ne-am reîntâlnit și sperăm să facem o treabă bună cu dânsul la Cărbu. Tu vezi că meciul cu Plus să fie decisiv pentru am luptat asta pentru promovare? Un meci foarte important, cred că mai sunt 12 meci, dacă nu știu. Un meci foarte important. Cele trei puncte sunt necesare pentru a rămâne aproape de plutonul fruntaș, să spunem așa. Sperăm să o să dăm tot ce putem, o să luptăm și o să luăm cele trei puncte. Trebuie, că altfel situația devine foarte complicată. Multă lume spune că pe mine un alt antrenor creează un șoc la echipă. Vă simțiți? Da, dacă cei... Când vine un antrenor, vine cu alt suflu, altă determinare, altă implicare, alte idei și poate dă suflu de altfel și ne scoate din această pasă proastă în care ne aflăm. Nu știu cum trebuie să zic care e atât de implicații, dar la nivel de comparație așa între cele două echipe, e impresionant cu după la fost? Nu pot spune că e vreo echipă care se impresioneze, să zici că domină autoritar toate echipele, doar că au avut mai multe șanse și au câștigat meciurile care le-au avut de câștigat și când a fost cazul ca meciul de la cu meciul Pitești care au avut un nou minus, n-au pierdut, n-au dat un punct. Vor duce la mă considerați fără șansă? Nu, fără șanse când nu mai sunt șanse matematici. Până atât cât sunt șanse, luptăm până la capăt. Da, la cel până. Știți cum e, la un moment dat se întorc. Când e norocul de partea ta, când nu. Acum, până acum a fost, au avut numai ghinioane. Acum sperăm că vine norocul de partea noastră. Ți-a dat sprijinul suporte? Sperăm că vom avea, va fi și un meci cu Cluj în care și cu echipă cu suporteri și vom să că suntem mai buni pe toate planurile de ghii. Poate lucrurile se meargă mai bine și să ne atingem obiectivul. Spun un pic ce cred că despre ce se întâmplă la lot sau ce lot avem sau ce e spectorul bun sau... E un lot, zic eu, competitiv pentru a-și atinge obiectiv. Sigur că sunt lucruri te-au pus la punct, din multe puncte de vedere, și fizic, și tactic. Sperăm că toate că este timpul scurt la meciul cu universitatea, trebuie că am combinat foarte multe elemente ca să reușim să punem un gol în urmă și să punem un acum cât mai multe probleme cu care s-a confruntat de ei. Deci ce suporte vă văd ca antrenorul care poate să se promoveze de tot? Ce zice de ce? Poate mi se pare normal. Am fost două mai multe aici și am făcut am în două mandate, am făcut lucrurile să meargă și să prezate la fost mai bune. Și vedem exact că există o încredere. Sigur, nici nu pot să face bine, dar vreau să fac multe lucruri. Nu vreau să mă avem de aici, să mă avem de aici. Și rezultatul și așa. Și eu mă așteptam. Toată când vă spune, Simon, acest supune că se potrivește situația în actuală de închidere? Într-un fel, da. Pentru că, pentru moment greu și ca schimbare și ca rezultat, trebuie să adaptăm
decisiv în sensul ăsta. Nu. Sigur că nu câștigăm, clar că pierdem un din șansele care au rămas, dar nu se, nu se încheie de tot pentru promovare, pentru că mai sunt încă 11 etape. Și 3 etape de joc, se poate să plouă.